Are prieteni. Andreas Vesalius este fondatorul anatomiei moderne și cel care a redactat prima carte de anatomie umană denumită Funcționarea Corpului Uman. A descoperit și a descris destul de corect o serie de sisteme și organe, printre care sistemul osomuscular, ovarul sau sistemul circulator. Vă invit chiar acum la o lecție de anatomie. Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Gina Barac, sunt profesor de biologie la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc din București. Vă propun să discutăm astăzi despre cea de-a treia funcție a organismului uman, funcția de reproducere. Dacă nutriția și relația asigură supraviețuirea noastră ca indivizi, reproducerea asigură supraviețuirea noastră ca specie. Funcția de reproducere este realizată de sistemul reproducător. Care, atât în organismul feminin cât și în cel masculin, este alcătuit din patru categorii de organe. Le observăm, acestea sunt gonadele, care sunt glande sexuale mixte, deoarece produc atât gameți, celule sexuale, cât și hormoni sexuali, căile de eliminare a gameților, organe genitale externe și glande anexe. Vă propun să observăm în continuare aceste componente în cele două sisteme reproducătoare, să începem cu cel masculin. Observăm în cele două figuri, gonadele sunt reprezentate de testicule, căile de eliminare a gameților sau căile spermatice sunt intratesticulare, vă rog să le observați pe figura 1, sunt marcate cu albastru, tubii drepți, rețeaua testiculară, apoi căile extratesticulare, le observăm de asemenea pe figura 1, sunt marcate cu roșu, canalele eferente, canalele epididimare, apoi le continuăm în figura 2, canalele deferente, canalele ejaculatorii și uretra. Organele genitale externe, de asemenea, în figura 2, observăm, sunt reprezentate de penis care conține două componente erectile, corp cavernos și corp spongios, și scrot, reprezentat de tunici concentrice, continuate cu structurile peretelui abdominal. Glandele anexe, le observăm în figura 2, sunt marcate cu mov, două vezicule seminale, prostata, o glandă unică așezată sub vezica urinară și glandele bulbouretrale. Testiculele se dezvoltă embrionar în regiunea lombară a cavității abdominale, dar uh, ulterior, înainte de naștere chiar, prin coborâre ajung în scrot, care devine astfel o pungă tegumentară provenită din partea ventrală a peretelui abdominal. Această coborâre este necesară deoarece în abdomen temperatura ar fi prea mare pentru a favoriza producția de spermatozoizi. Să observăm structura gonadei masculine. Constatăm că este uh, formată dintr-o albuginee, este un înveliș care uh, e fibros, inextensibil și care trimite pereți despărțitori, septuri interlobulare, le observăm pe desen. Acestea împart acest organ în lobuli. Fiecare lobul conține tubi seminiferi contorți și celule Leydig, extrem de importante în funcțiile testiculare. Apoi, structura continuă cu rețeaua cu tubii drept și rețeaua testiculară, așa cum am văzut și în imaginea anterioară. Să observăm componentele sistemului reproducător feminin. Gonadele sunt reprezentate de ovare, căile de eliminare a sau căile genitale sunt reprezentate de trompele uterine, uter și vagin, organele genitale externe reprezentate de vulvă și glandele anexe reprezentate de glandele mamare. Ovarele sunt localizate în cavitatea pelviană, sunt ancorate de organele învecinate și de peretele pelvian prin ligamente vascularizate. Să intrăm un pic și în structura ovarelor. Observăm că și acestea sunt acoperite de un înveliș reprezentat de un epiteliu extern sub care se află o albugineie conjunctivă, iată, învelesc, acestea învelesc ovarul, iar parenchimul glandular, cea mai mare parte a ovarului, este format din două componente, două părți, zona corticală pe care o pot marca în felul acesta, corticala, este toată banda aceasta externă a ovarului Observăm, aici se află folicul în diverse stadii de evoluție în funcție de vârsta femei și de momentul ciclului reproducător în care se află și zona internă numită medulară. Medulara conține țesut conjunctiv cu vase de sânge și nervi. Căile genitale încep, iată, cu trompele uterine, care sunt tuburi ce prezintă o extremitate dilatată ca o pâlnie deschisă în cavitatea pelviană spre ovar și o altă extremitate mai îngustă deschisă în uter. Uterul, al doilea organ, conține un corp, un istm, zona de trecere spre colul uterin, peretele său fiind reprezentat de perimetru, miometru, stratul muscular foarte bine reprezentat. Și endometrul, mucoasa extrem de importantă, care se elimină periodic, așa cum vom discuta ulterior. Următorul organ este vaginul, un organ musculo-conjunctiv care superior se inseră pe colul uterin, după cum vedem, iar inferior se deschide în vestibulul vaginal. Să discutăm împreună despre. Câteva aspecte fundamentale legate de fiziologia sistemului reproducător. Prima întrebare, însă, ar fi când încep să funcționeze aceste organe. Spre deosebire de alte organe din corpul nostru, ele încep să funcționeze, deși le avem încă de la naștere, evident, încep să funcționeze abia la pubertate. Ce se întâmplă atunci la pubertate? La pubertate, un organ nervos, hipotalamusul, îl observăm în imagine, începe să secrete anumiți hormoni care încep să uh, influențeze glanda de sub el, glanda hipofiză. Hipofiza la rândul ei începe să secrete, observăm această schemă de reglaj, începe să secrete doi hormoni: FSH, foliculostimulant hipofizar și LH Luteinizant hipofizar. Cei doi hormoni, la vârsta pubertății, începând cu pubertatea, trec în sânge ca orice hormon și ajung la nivelul gonadelor. Gonadele, sub influența acestor hormoni, încep să producă gameți și hormoni sexuali. Din acel moment, organismul este apt din punct de vedere reproducător. Până când durează această aptitudine, gonada masculină. Este aptă de reproducere toată viața cu un ușor declin spre bătrânețe. Gonada feminină doar o perioadă limitată până la menopauză. Să observăm iată că testiculele au, așa cum spuneam un pic mai devreme, rol exocrin și endocrin. Rolul exocrin, observați pe schemă, linia albastră, este favorizat de FSH. FSH-ul acționează la nivelul Tubilor seminiferi contorți, producând, determinând producția de gameți, adică de spermatozoizi. Aceasta este funcția exocrină. Cea endocrină, vă rog să urmăriți linia roșie, reprezentată de uh, LH. Deci, funcția endocrină se întâmplă sub influența LH, care acționează pe celulele Leydig, determinând producția de hormoni sexuali. Hormonii sexuali sau androgenii, cei masculini, sunt reprezentați în mod deosebit de testosteron. Testosteronul stimulează creșterea și dezvoltarea organelor reproducătoare masculine, favorizează apariția și dezvoltarea caracterelor sexuale secundare masculine, adică o masă osoasă și musculară mai dezvoltată, îngroșarea vocii, distribuția pilozității, aspecte de comportament, toate aceste sunt caractere secundare. Căile spermatice au și ele rolurile lor. Completează maturarea spermatozoizilor și transportă spermatozoizii odată cu producția de diverse secreții ce le favorizează deplasarea. Glandele anexe vin și ele cu propriile secreții care hrănesc și spermatozoizii și le asigură mobilitatea sau asigură, dacă ne gândim la glandele bulbouretrale, neutralizarea resturilor acide de urină pentru a permite trecerea în siguranță a spermatozoizilor prin uretră. Să discutăm în continuare și despre rolurile ovarelor. Se impune însă o mică precizare. Spre deosebire de gonada masculină, gonada feminină are încă de la naștere un număr de gameți feminini într-o stare imatură încă. Acești gameți sunt în structuri numite foliculi, astfel încât ovarele la naștere au câte aproximativ 400.000 de, de astfel de foliculi. Majoritatea din ei dispar până la pubertate. Începând cu pubertatea însă, începe să se maturizeze câte un folicul pe lună. Se întâmplă acest lucru până la menopauză, când se epuizează foliculii în această perioadă aproximativ 300-400 de folicuri ajung să se maturizeze în perioada activă a femei. Maturizarea presupune trecerea foliculilor prin aceste stadii, despre care vom discuta imediat, dar până atunci reținem că transformările foliculare sunt însoțite de secreții hormonale extrem de importante pentru că ele influențează și celelalte organe reproducătoare astfel încât putem spune că sistemul reproducător feminin în ansamblu are o funcționare ciclică, ciclitatea aceasta fiind determinată de hormonii secretați de folicul, deci este determinată de ciclitatea ovarelor. Aceste transformări ciclice le numim ciclu menstrual. Așadar, ce reprezintă un ciclu menstrual, transformările lunare care se produc în organele reproducătoare femeiești. De ce menstrual? Cuvântul înseamnă lunar, iar transformarea aceea unui folicul durează între 28 și 32 de zile, uneori chiar 35 de zile, de aici acest cuvânt. Să intrăm un pic într-un astfel de ciclu, să urmărim evenimentele unui astfel de ciclu. Pe această imagine, unde observăm, ni se uh, reprezintă un uh, ciclu de 28 de zile. În așa numita prima zi a acestui ciclu, un folicul din categoria celor primari își începe maturizarea. El va trece succesiv prin stadiul de folicul secundar, apoi folicul terțiar. Ultimul stadiu, folicul terțiar, se mai cheamă folicul matur sau de graf. Acesta, observăm, conține în el gametul într-o stare suficient de matură, astfel încât să fie uh, eliminat din folicul. Și nu numai din folicul, ci și din ovar, gametul va fi eliminat în cavitatea abdominală pentru a fi captat de trompe. Acest moment foarte important poartă denumirea de ovulație și se întâmplă, după cum vedem, în ziua a 14-a pe acest ciclu de 28 de zile. Să rămânem tot în această fază așa a zis, preovulatorie, și să constatăm că foliculii încep să secrete estrogen. Observați curba roșie cât de uh, ridicată este, aproape de ovulație, estrogenii fiind hormonii sexual-femeiești, dacă vreți, echivalentul testosteronului în corpul femeiesc, da? care stimulează dezvoltarea organelor genitale feminine și a caracterelor sexuale secundare feminine. Să ne întoarcem la folicul, care, vă reamintesc, au rămas în ovar, numai gametul a fost eliminat. Folicul Piculul rămas în ovar devine în continuare așa numitul corp galben. Corpul galben are și el activitate secretorie. Observăm că estrogenii se păstrează, dar curba lor este mult mai redusă. Ceea ce observăm însă este secreția masivă de progesteron, cel de-al doilea hormon femeesc, care, îi spune și numele, progestație, progesteron, pregătește corpul pentru sarcină. Ce înseamnă acest lucru? Să observăm, iată, pe următorul nivel, al treilea nivel al figurii, Ciclul uterin, mucoasa uterină. Observăm cât este de subțire în faza preovulatorie și observăm cât de mult se îngroașă în faza postovulatorie. Această îngroșare se face sub influența progesteronului. Scopul ei este de a fixa embrionul. Deci, progesteronul, iată, începe să pregătească corpul pentru sarcină. Evident, nu pot fi decât două situații în continuare. Fie sarcina se produce și atunci progesteronul rămâne, deoarece corpul galben persistă încă trei luni, sau corpul galben dispare dacă sarcina nu are loc și se transformă într o cicatrice numită corp alb. Corpul alb își pierde capacitatea de secreție a progesteronului, motiv pentru care mucoasa uterină, nemai întreținută de progesteron, se elimină, iar această eliminare este menstruația. Așadar, nu o confundăm cu prima noțiune de ciclu menstrual. Marchează sfârșitul unui ciclu și începutul altuia nou, deoarece un nou folicul în acel moment își începe maturizarea. Rezumând, și ovarele au un rol exocrin, reprezentat de maturarea și eliminarea gameților femeiești și fac o mică paranteză, gameții femeiești îi puteți întâlni fie sub denumirea de ovocite, fie sub denumirea de ovule. Iar rolul endocrin este reprezentat de secreția hormonală. Referitor la sănătatea reproducerii, Fecundația sau concepția nu poate avea loc decât în perioada fertilă feminină, care este uh, reprezentată de momentul ovulației, adică mijlocul ciclului menstrual, plus minus una, două zile, în funcție de cât de mult pot supraviețui gameții pe traseul căilor genitale. Se produc atunci diverse transformări, pe care le observăm aici, care favorizează înaintarea spermatozoizilor, astfel încât. Spermatozoizii, odată ajunși în acest loc, observăm în prima treime a trompelor, dacă întâlnesc un ovocit sau un ovul, pot determina fecundația. Fecundația pe care o observăm în această imagine înseamnă că materialul genetic al spermatozoidului, adică zestrea genetică provenită de la tata, va uh, intra în citoplasma ovocitului și se formează în felul acesta prima celulă a noii ființe. Este vorba de celula ou sau zigotul. Celula ou sau zigotul nu rămâne aici, înaintează în trompe Căutând drumul spre uter, spre acea mucoasă uterină îngroșată, când ajunge aici, se fixează prin procesul numit nidație. Observăm nidația reprezentată în detaliu în această imagine. Urmează 9 luni de modificări. Absolut miraculoase, spectaculoase. Prin rapiditatea, precizia și complexitatea cu care se derulează, apar anexele embrionare. Celulele embrionului se specializează, se organizează în țesuturi și organe, apare placenta prin care mama comunică cu embrionul. Apoi, embrionul, treptat, capătă aspect umanoid, devine făt la început neviabil, apoi făt viabil, capabil după 9 luni de zile să părăsească confortul intrauterin și să cunoască lumea înconjurătoare. Acest moment este nașterea, nașterea despre care, iată, vedem, are și ea mai multe etape, dar la sfârșitul lor se elimină fătul fătul, care deja nu mai e făt, ci este nou născut, urmată această eliminare de eliminarea placentei și a cordonului ombilical. Dependența nou născutului de mamă nu se termină aici, deoarece urmează și alăptarea favorizată, voi știți, de doi hormoni, prolactina, care stimulează secreția lactată și ocitocina, care favorizează ejecția laptelui. Referitor la conceptul de planificare familială, acesta cuprinde dreptul individului, se referă la dreptul individului de a decide asupra momentului optim din viață pentru concepție, asupra numărului de copii pe care dorește să-i aibă și pe care poate să-i crească. Presupune absența unor bariere legale în dezvoltarea serviciilor de contracepție, informarea oamenilor despre avantajele și dezavantajele metodelor contraceptive și mai ales accesibilitatea la serviciile de contracepție. Sunt diversi factori care ar trebui să influențeze momentul concepției, precum maturizarea psihică și socială a viitorilor părinți, condiții materiale pe care le pot oferi pentru creștere. A copilului, starea de sănătate și vârsta viitorilor părinți. Planificarea familială oferă și sfaturi individului sau cuplului despre diverse metode contraceptive, cele mai potrivite în fiecare situație. Ele se pot clasifica în multe categorii, observăm aici o sumară clasificare, metode mecanice care prezintă bariere fizice între cei doi gameți, metode chimice care produc trețin medii nefavorabile spermatozoizilor, metode hormonale care, atenție, Presupun riscuri pentru sănătate, mai ales la fumătoare și la persoane cu boli cardiovasculare, pentru că înseamnă administrarea de hormoni sexuali în diferite dozaje, care blochează maturarea folicului sau ovulația. De aceea insist pe aceste metode hormonale să nu le luați după sfatul prietenilor, ci numai după sfatul medicului. Mai putem vorbi de metoda calendarului aplicată numai unui ciclu ovarian regulat sau metode chirurgicale care de obicei sunt irreversibile. Dintre noțiunile elementare de igienă pe care ar trebui să le cunoaștem și să le aplicăm, se numără evident respectarea regulilor de igienă locală, evitarea relațiilor sexuale întâmplătoare și neprotejate și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală prin folosirea prezervativului pentru că, observați, sunt foarte multe boli care se pot transmite în felul acesta, de la SIDA, hepatite B și C, Până la infecții cu virusuri herpetice, sifilis, gonoree, micoze sau diverse parazitoze. Din păcate, și sistemul reproducător este atins de foarte multe boli. Ne oprim însă numai la două dintre acestea, care sunt foarte frecvente, anexita, care este o inflamație a trompelor uterine și a ovarelor, are de obicei cauze microbiene și se manifestă prin dureri lombare, febră sau diverse secreții. Și adenomul de prostată care înseamnă creșterea în volum a prostatei și comprimarea uretrei, ceea ce duce de obicei la îngreunarea eliminării urinei și la predispoziții la infecții urinare, și care este pusă, deși cauza este încă nu foarte cunoscută, pe uh, o posibilă scădere de testosteron la vârste înaintate. Dragi elevi, am discutat împreună astăzi despre principalele noțiuni legate de funcția reproducătoare. Am observat împreună componentele sistemului reproducător masculin și al celui feminin, precum și noțiuni fundamentale de fiziologia celor două sisteme reproducătoare. Am discutat de asemenea despre noțiuni elementare de igienă și de patologie. Vă urez Spor la învățat și succes la examenul care se apropie. Prieteni, lecțiile acestei zile au ajuns la final și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii suporturile de curs de care aveți nevoie. Lecțiile se pot vedea și online pe site-ul tvr.ro la secțiunea Teleșcoală. Ne revedem și mâine tot aici pe TVR2. Zi reușită să aveți!